Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Mulțumim reprezentanților presei pentru că astăzi sunteți alături de noi la ședința ordinară a Consiliului Județean. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, numărul 215/2001. La ședință absentează... Nimeni. Cineva? Nimeni. Acolo... Nimeni. Nu, vor fi locurile pentru cei doi consilieri care... Suntem prezenți toți, 31. Constatând că la această ședință sunt prezenți 31 consilieri județeni, din totalul de 31 în funcție. La care se adaugă președintele Consiliului Județean, declar deschisă ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii 215/2001 administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurată în data de 25 februarie 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Vă abțineți? Nu, deci 32 de voturi. Cu 32. Procesul verbal a fost aprobat. În conformitate cu prevederile legii 215/2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare desfășurată în data de 14 martie 2016. Cine este pentru? Pentru. Numărăm. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Domnul Lupu, cum votați? Sunteți pentru? Păi, mâna sus. Vă rog mâna sus ca să putem să ne numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pentru. Împotriva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, țineri. 7, țineri. Țineri, nu, că a ieșit. Nu e. 32. Da. Cu 32 de voturi pentru procesul verbal, 23. Cu 23 de voturi pentru, 9 împotrivă și 0 abțineri, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată dumneavoastră, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să-i mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă 7 proiecte de hotărâre, după cum urmează. 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri județeni. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 74/2012, privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. 3. Vă rog, domnilor consilieri. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea preluării în custodia arii naturale protejate ROSPA 0125, lacurile Vaduri și Pângărați, de către Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 5. Proiectul de hotărâre privind unele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urban Trans pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate. 6. Proiectul de hotărâre privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Neamț în cadrul adunării generale a acționarilor la Compania Județeană a Paserve S.A. Și 7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 75/2012 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, ale agenților economici de interes județean. Propun ca aceste proiecte să fie analizate după primul proiect de hotărâre al ordinii de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ioan Păcală, urmând ca celelalte proiecte să fie renumerotate corespunzător. Fac precizarea că aceste proiecte v-au fost transmise în timp util și au putut fi astfel dezbătute și avizate în ședința comisiilor de specialitate, cu excepția celui de-al șaselea proiect, care va fost pus la dispoziție astăzi, în cursul acestei zile. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinei de zi. Cine este pentru?
Împotrivă. Abțineri. Cu 32 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu noua numerotare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi, secretarul județului dorește să facă o precizare. Așa, după cum știți, permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Am să vă rog să-mi spuneți numele proiectului, pentru că după noua renumerotare e posibil să nu... Da, domnul. Doamnă președinte, deci nu vă estima votul la proiectul de hotărâre care era nou pe ordinea de zi, adică privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean de Ani, numărul 2 din 2007, care are legătură cu concesionarea bunurilor la Sorin Buzău. Da. Proiectul de hotărâre cu ADI-ul Trans, care are în aceeași legătură Corecuzul și proiecte de hotărâre cu puternicirea NACA. Da. Regulă. Poftim, domnul Cosel. Da, președinte, înainte de a intra în ordinea de zi, o chestiune de procedură. Am observat că o parte dintre colegii noștri au votat împotriva procesului verbal de la ședința extraordinară. Această, deci noi supunem conținutul. Nu s-a scris ceva corect în procesul verbal? Pentru că noi asta aprobăm. Dacă au fost corect consemnate în acest proces verbal, discuții. Dacă ați votat împotrivă, înseamnă că ceva din procesul verbal nu a fost corect și atunci trebuie să corectăm. Și spuneți-ne ce mai corect, corectăm în procesul verbal. Adică se generează nu te-i. Vă rog, poftiți. Așa cum am și votat și am exprimat în ședința de... La vot. Înseamnă că în procesul verbal nu a fost trecut corect. Ce ați susținut de asta? Că ședința nu-i corectă, că ședința nu trebuia să fie convocată. Asta înseamnă un vot împotrivă. Înseamnă că... Este regulă. Am înțeles. Am înțeles, da. Mulțumim. La primul punct al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ioan Păcală. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2. Scuze, vă rog. Vreau să intervin înainte de a intra în ordine de zi. Nu am la mapă și nici colegii mei proiectul 7 de descumentare. E cel că l-am dat pe comisii. Doriți să-l multiplicăm acum? Doamna președintă, colegul domnul Șar și cu Bogdan Șender au fost la comisie și au venit la proiectul de... În câteva minute o să intrați în posesia proiectului. Deci în Comisia de Buget s-a discutat lucrurile. Mulțumesc. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi. Nu, așteptăm ca să vă edificați. Este în regulă? Cred că este și la mapă, da? La mapă, comisie. Cred că era la mapă, da? E posibil. Mulțumesc. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri județeni. Invit membrii Comisiei de Validare să prezinte, să procedeze la verificarea legalității alegerilor domnilor Mircea Ciudin și respectiv Florin Grumezescu. Luăm o pauză de 5 minute pentru a se verifica. Dacă dorește să multiplicăm proiectul cu conserv în... Dacă doriți să multiplicăm... Vreți? Da? Este în regulă. Mulțumesc. Nu, dar nu, capitolul nu mai are de vreo. Stai cu mine. Nu, dar mi-ai cu acest ou. Așa, dar să dau un ciclu de aici. E o problemă, dar nu mai e cu acest ou.
Nu am deja. Dați-mi ca să fim mulțumit. Uite, fii atent, că să dau o bombonică. Hai, nu te supăra. Dă-o bombonică. Așa o zic, să dau o bombonică. Așa au zis că s-i dau o bombonică. Băi, fii supărat. Mă am vrea cealaltă cap cealaltă. Tot în timp, dosar cu ședință. Ședință și treci bine cu voi, bine cu unul, acum cu patru. Așa nu-i scrie de ăla. Nu-i scrie de ăla. Vista a stăt în acord, nu-i scrie de ăla. 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 Secretarul ăsta tot sunt timp, de-aia capărează tot. Bine, hai să scapă. Nu știu, băie, Daniela? Nu vreau să... Băie, facem niște canelone cu... Prima dată? Cu soia. Prima dată, din eu numai cu rotară. Ți-a spus tu la? Tăcezi în gură. Da, nu-ți plăcut. Te-am văzut ce bun erau? Somanul normal, are carne de porța de fapt. Putem începe? Dau cuvântul domnului Nicolae Pușcașu, președintele Comisiei de Validare, să ne prezinte procesul verbal al acestei comisii. Vă rog, domnul consilier. Proces verbal încheiat astăzi, 23 martie 2016, în ședința Comisiei de Validare a Consiliului Județean. Astăzi, 23 martie 2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Județean Mântrii, hotărârea numărul 68 din 27 din 2012, cu modificări și completări ulterioare, a examinat, în conformitate cu prevederile articolului 89-90, deci coroborate cu prevederile articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii unui consilier județean. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazul de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatelor de consilier județean ale domnilor Mircea Ciudin și Florin Gurmezescu, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, au semnat toți membrii Comisiei de Validare. Vă mulțumesc. Supun la vot validarea mandatului domnului Mircea Ciudin, cu mențiunea că persoana supusă votului nu votează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 32. Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi, mandatul de... 31, scuze. Domnul Băurcean a ieșit. Da, a ieșit domnul Băurcean. Vă rog, anunțați-l să intre în sală. Cu 31 de voturi pentru, mandatul de consilier județean al domnului Mircea Ciudin a fost validat. 31, da? Da. Supun la vot validarea mandatului domnului Florin Grumezescu, cu mențiunea că persoana supusă votului să nu voteze. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? 32. Abțineri? Mulțumesc. 32. Cu 32 de voturi pentru, mandatul de consilier județean al domnului Florin Grumezescu a fost validat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 32. Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Invit pe domnul Mircea Ciudin să depună jurământul prevăzut de lege. Bună ziua! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Mulțumesc colegilor mei pentru prezentarea acordată, prin care rostesc jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea
pentru binele locuitorului județul Neamț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă doresc succes pentru perioada următoare, pentru mandatul pe care o să urmeze și să se încheie la sfârșitul lunii mai, începutul iunie. Oricum, pentru perioada următoare vă doresc succes și bine ați venit în mijlocul nostru. Invit pe domnul Florin Grumezescu să depune jurământul prevăzut de lege. Doamna președintă, doamna secretară, domnilor vicepreședinți, stimați colegi, vreau să depun jurământul subsemnatul Grumezescu Florin, vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor de Turneam, așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes! Microfonul acolo. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Disfavorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea preluării în custodie a arei naturale protejate ROSPA 0125, lacurile Vaduri și Pângărați, de către Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Comisia Cultură, Activități Sportive și de Agrement. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz. Dacă aveți discuții pe baza ceea ce privește acest proiect, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 34. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind undele măsuri în vederea mandatării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urban Trans pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Comisia Servicii Publice avizează favorabil și eu nu mi-am zis la vot. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 33. Cu 33 de voturi pentru și o neexercitare, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Neamț în cadrul adunărilor generale acționarilor Companiei Județene Apa Servesea. Înainte de a invita comisiile să prezinte raportul de avizare la acest rapoartele de avizare, vin cu un amendament privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean în cadrul adunărilor generale acționare a PASERVESA. În esență, amendamentul se referă la diminuarea numărului reprezentanților de la 11 la 5, precum și extinderea reglementării propuse în cazul Societății Comerciale Troleibuzul SA. În acest sens, se modifică în integralitate acest proiect și dacă aveți discuții pe baza acestui... Doamna președinte, vă rog. Având în vedere multiplele semnale din presă și ca dovada preocupării... Și nu numai. Și nu numai, da?
și ca dovada preocupării noastre a consilierilor privind modul în care se face execuția bugetară la, aceste, la această societate, în primul rând la APASERV, propunerea mea și a colegilor mei de la PSD este ca numărul să fie minim de 3. Deci să avem la 3 reprezentanți în adunarea generală a acționarilor la aceste societăți. Adică să înțelegem, dacă îmi permiteți, doamna președinte. Deci, da? Propunerea mea a fost de la 11 la 5, da? Și introducerea troleibuzului. Și introducerea troleibuzului. Și astfel... Nu, amendamentul meu este doar pentru APASER. Deci pentru APASER, am înțeles. Deci la troleibuzul să rămână cu 5. La troleibuzul să rămână cu 5 și la APASER cu 3, 3. Da? Doamna președinte, vreau să solicitare comisiile și... Da, da. La aceeași linie, nu mai bine îl desfințăm? Nu. Nu se poate? Nu. Legal nu se poate. Consiliul Județean poate să fie reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor cu minim un reprezentant sau cu cei 35. Teoretic 35 minus președintele minus cei doi vicepreședinți care n-au voie, 33. Există cadrul de țară în care Consiliul Județean este reprezentat la Adunarea Generală de plenul Consiliului Județean. E regulă. Poftiți-vă. Vă rog. Cred că este pentru prima oară când eu și colegul meu am fost acum, pentru ce aș ultimii de urmă. Ne bucurăm. Am mai fost. Am mai fost, dar fără scânteni, nu am niciodat. Constructiv. Da, suscriu. Chiar vreau să fac și eu un amendament. Înseamnă că s-a suflat prin perete, pentru că asta era amendamentul care vreau să fac eu. No, eu cred că v-ați ghicit gândurile. Eu am și pregătit să accidez. E regulă. Și mai vreau să completez ceva. Da. În momentul în care va trece acest amendament, să se respecte algoritmul politic respectiv. Un consilier să fie de la PNL, unul de la PSD și al treilea de la celelalte formațiuni politice printr-un consens. Mulțumesc. Comisia. Invit comisia juridică să prezinte raportul. Vă rog, domnilor consilieri. Dacă tot se reduce numărul la... Domnilor consilieri, vă rog. Dacă tot se reduce numărul la atât de mult. Eu nu țin cont de ceea ce s-a scris în presă, că s-a scris în presă neținându-se cont de legi. Însă aș dori ca și agamanii care sunt în continuare în funcție să reducă Consiliul de Administrație la numărul minim de 5, conform ordonanței 109. Numărul de 3 pe care veiculează presa este fals. În afara legii. Legea impune între 5 și 9. Aga să facă în așa fel încât să modifice, dacă e cazul, actul constitutiv, în așa fel, încât numărul celor din CEA să fie redus la 5, toți neexecutivi, maxim 1 executiv. Asta este un sfat. Asta este un sfat pe care îl este o dorință. Un sfat pe care îl adresați Consiliul cu agamanilor, da? Și aga să ia în regulă. Vă rog. Doamna președintă, Comisia de Buget și-a exprimat acordul favorabil cu această mențiune de a se reduce numărul de la 11 la 7, de la 7 la 5, de la 5 la 3. E un proverb românesc, ultimul venit trebuie să plece primul. Eu am fost ultimul venit la APASER cu dorința de a-mi exprima experiența, bunăvoința, înțelegerea și tot ce s-a dorit acolo. Și eu cred că am lăsat și pot să las cu argumente că am făcut ceva în alea două, trei luni de zile. Declar deschis că nu m-am dus pentru sinecuri, pentru bani, așa cum am fost plecturit în fel și închip în anumite mijloace de comunicare cu populația județului. Și de aceea vă rog, luați act deschis că de dimineață, eu mi-am dat demisia de la APASER, mai ales că acolo climatul este total nefavorabil între conducerea societății, Consiliul de Administrație și AGA. Să dea Domnul, cei 3, dacă cei 11 și cu 2 de la Piatra Neam și Alexandru cel Bun n-au reușit să facă mare lucru acolo, să dea Domnul ca cei 3 să rezolve așa cum și-au dorit sau cum știu că trebuie să-și rezolve treburile, dar până la urmă populația municipiului și a județului Neamț este cea vitregită
de ambițiile și de lucrurile mai bune sau mai puțin bune care se petrec în această societate. Eu vreau să vă spun în modul cel mai deschis, și mă iertați și nu mai intervin, cel mai deschis sunt profesioniști de mare valoare la această societate, fie ei că sunt ingineri, fie că sunt economiști, juriști sau de altă natură, dar regretabil este că profesionalismul nu este îmbinat și cu experiența și cu buna înțelegere a fenomenelor. Păcatul mare este că nu se gestionează și tare mi este greu să înțeleg și să cred că se vor gestiona cât și cum trebuie cele ce trebuie să se petreacă la această societate, cum de altfel eu am încercat în anumite rânduri să prezint cât de cât o experiență de la troleibuzul și mi s-a dat replica de ce noi suntem troleibuzul. Deci această infatuare la anumite cadre și oameni cu responsabilitate din această firmă n-au făcut altceva decât să învenimeze climatul de muncă între conducători, între salariați, să se spioneze unul pe altul, să se aranjeze în ghilimele, să se coafeze, punând toate aceste lucruri care ei trebuiau să le gestioneze pe așa zisi agamani, care vorba domnului profesor Cucur, și eu vreau să zic și mulțumesc că mi s-a făcut propagandă în presă, când vreo 3-4 rânduri am fost dat în poză, păcatul e că n-au fost reactualizate la zi cu cei care erau în Consiliul de Administrație și AGA de la aceste societăți, dar, spun încă o dată, am speranța, iar în continuare Consiliul Județean, să manifeste față, cel puțin față de compania județeană a PASTER, să se înțeleagă că este companie a județului Neamț, care e acționarul majoritar, pentru că se înțelege de foarte multe ori și pe propria piele am simțit-o, că e ca o societate comercială a unui privat sau al cuiva. Nu, este societate a căror acționari îi județul Neamț aproape 100%, 98, și ceva la sută, și ne e Piatra Neamțul și celălalt unități administrativ teritorial. Deci să nu ne luăm privirea deloc de la această societate, indiferent cine vor fi în AGA, în Consiliul de Administrație, și această spaimă creată, indusă și impusă în conducerea de acolo și în opinia publică, că noi agamani, că din agamani nu ne-am mai scos, ne-am dus că să scoatem și să luăm capul ăla, că așa au apărut lui întregi diverse comentarii. Rugămintea e și cei care sunt acolo și cât vor fi, nimeni și nu cu noi începe, nu cu noi să termină sfârșitul lumii. Nu cu noi începe Consiliul Județean, nu cu noi începe AGA, nu cu noi începe Consiliul Județean sau director sau ce suntem. Trebuie să înțelegem, facem loc la următorii care cred că pot să rezolve mai bine treaba. Eu fac loc și urez mult succes celor trei care vor putea, dacă votăm trei sau cinci sau cum vom vota. Mulțumesc! Consider că ceea ce s-a întâmplat între 9 și 13 martie anul curent constituie pentru mine un eveniment și a lovit în siguranța cetățenilor din municipiul Piatra Neamț. Și am luat hotărârea și eu să-mi dau demisia din cadrul ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț în AGA. Exemplul meu să-l urmeze și domnul Dughel. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Suscriu la cele comunicate de către domnul Puștașu, la care aș adăuga numai că mi-am plăcut întotdeauna să lucrez într-un colectiv omogen din care să se nască progres, să se nască rezultate bune și am constatat că în structura actuală nu se poate. Și decât să fiu părtaș de o parte sau de alta, m-am alăturat și dimineața mi-am dat emisia din AGA. Mulțumesc. Poftiți. Vă rog să luați actă și eu să stau emisia din calitate de membru al AGA la AMACE. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, domnul, aplaudați, că doamna Abaselu vine cu o origine foarte sănătoasă din urmă. Aplaudați. Domnul Vișan, aplaudă. Foarte bine. Da. E o notă de bun simț a noastră, cel puțin, că nu merităm să fim murdăriți, dar și noi o vârstă, avem o experiență, avem o viață și noi, de unii și de alții să te evite chiar și pe stradă. Deci, te duci la lab ziară, te duci la da, e în regulă, domnul consilier, este în regulă. Deci, domnul consilier Pușcașu, domnul Murăriu, domnul Nica. Dr. Nica și domnul Onu, da? Dau demisia din...
Eu deja am depus-o la registratura societății. Mai este cineva care dorește să-și dea demisia? Vă rog. Doamna președintă. Vă rog. Dori și-ți dea demisia, dar n-ai niciun reprezentant. Are ocazie. Dar totuși, din 11, mai sunt care trebuie să ia această hotărâre. Dacă nu, o să... Poftiți? De la PNL la PASEP. Da, dar sunt mai mulți care știu mai bine. Dacă nu mai sunt alte persoane, atunci sunt două amendamente. Supun la vot amendamentul domnului Dan Băzăru. Al meu, în primul rând, da. Adică de la 11, de la 11 la 7 la 5. Și, la 5 și inclusiv, de la 11 la 5. 5 și inclusiv pentru trolebuzul. Așa. Și inclusiv pentru troleibuzul, da. Cine este pentru? Deci amendamentul... Amendamentul meu era diminuarea membrilor de la 11 la 5. Inclusiv pentru troleibuzul. Deci apa serv și troleibuzul de la 11 la 5. Dar nu avem cum să... Este un... Așa e amendamentul, format de... Nu, o să facem, nu, o să facem distinct, doamna secretar. O să facem distinct și să rămână valabil pentru troleibuzul. Pentru că la apa serv nu-și mai are obiect, pentru că de la 11 s-a ajuns la 3 prin amendamentul domnului. Ei, trebuie votat, de asta zic. Deci, deocamdată deci votăm primul amendament și pe apa doilea deci, domnul Constantin, nu? Deci, amendamentul meu era 3 cu 5. 5. Da, da, noi ce votăm? Păi stai, deci, de pauză. Cu permisiunea dumneavoastră, putem să luăm o pauză de 5 minute. Da? Mulțumesc. Trebuie modificat amendamentul. Deci, pentru că s-a dorit de la... Nu, vedeți că vă spun imediat. Este amendamentul făcut și pe și pe. Care ne-ar trebui să spun 3 cu 5? Eu spun 3 cu 5. Ne-am descurcat mai repede de 5 minute. Da.
și am ajuns la concluzia că facem un singur amendament. Prin care o să arate în felul următor. Se diminuează numărul membrilor în adunarea generală a acționarilor de la 11 la 3 la APA Serv și de la 11 la 5 la Societatea Comercială Trolebuzul S.A. Un singur amendament. În aceste condiții supun la vot amendamentul în forma... Dar nu sunt toți în sală. Stați. Stați, că nu sunt toți în sală. Spai. Nu, așteptăm să vină toți consilierii. Să audă. Au venit toți. Urmarea discuțiilor care au avut loc, am rămas la un singur amendament prin care vi-l pot spune la, la domnii colegi care au venit după ce am prezentat forma finală. Un singur amendament care arată în felul următor. Se diminuează numărul membrilor în adunarea generală a acționarilor la compania județeană APA Serv de la 11 la 3 și la Societatea Comercială Trolebuzul Neamț S.A. de la 11 la 5. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 2, cine 3, este 4, pentru? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fără domnul consilier. 6, 8, 19, 20, 21, 22. Ah, deci sunteți toți? Da, fără domnul. Fără domnul. Cine împotriva abțineri nu mai sunt, înseamnă că o neexercitare și 33. Împotriva abțineri, 33 de voturi pentru și o neexercitare. Proiectul de hotărâre a fost... Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Aceeași formă. Aceeași formă. Deci cu 33 de voturi pentru și o neexercitare, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 75/2012 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale a acționarilor a agenților economici de interes județean. A rămas fără obiect. Aici a rămas fără obiect pentru că trebuia să fie înlocuit. S-a redus numai vot. Da. Deci mergem tocmai la pagina 7. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții de interes județean, eliminarea unor puncte periculoase pe trasee montane din masivul Ceahlău. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Servicii Publice și Turism. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă aveți intervenții, dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cu 34 de voturi, pentru hotărâre a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil.
Comisia juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 14 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrarea Patrimoniului. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții pe baza... Vă rog. De-a lungul timpului mai am discutat situația de la Spitalul Județean și am ajuns la concluzia că în această instituție au fost efectuate o serie de lucrări pentru care noi, ca și administrator proprietari ai bunurilor respective, nu ne-am dat acordul. Aș solicita ca cei de la compartimentul patrimoniu să manifeste exigență maximă și de fiecare dată când există probleme de genul acesta, și sunt convins că nu numai la această instituție, la Spitalul Județean, de-a lungul timpului au existat intervenții asupra patrimoniului, ele să fie făcute cu celeritate în cartea albă a județului. În acest moment, Spitalul Județean a solicitat compartimentului de specialitate și în inventarul pe care îl aprobăm astăzi sunt trecute valorile în urma reevaluării la data de 31 decembrie 2015. Deci, de la sine înțeles că sunt și aceste valori sunt, apar în valoarea acestor bunuri. Demersul meu este ca să ni se solicite. Până la urmă, noi avem o avere pe care trebuie să o administrăm ca și legislativ de aproape 1 miliard de lei noi și orice vot pe care îl dăm, trebuie să-l dăm în cunoștință de cauză. Ar trebui să fim solicitați, să ne se ceară acordul de fiecare dată când în toate instituțiile care sunt finanțate, subornate, Consiliul Județean, se desfășoară lucrări care aduc un plus, măresc valoarea lucrărilor. Nu numai din punctul acesta de vedere, ci și din punctul de vedere al funcționalității. Pentru că zilele trecute, tot aici, la Spitalul Județean, am avut o discuție privind avizul, acordul Consiliului Județean privind unele lucrări și dacă s-a, de-a lungul timpului, s-a indus-i ideea că nu este nevoie, în urma discuțiilor din Comitetul Director și din Consiliul de Administrație, a rezultat că lucrul acesta da. Și haideți să facem de fiecare dată, nu numai atunci când unele lucrări de genul acesta convin unor persoane, iar când nu, să ne facem că nu știm despre lucrul acesta. Sper ca această situație să fie singulară și să nu se regăsească și în alte instituții și în, eu știu, societăți care sunt în administrarea și în finanțarea Consiliului Județean. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă considerați că trebuie să mai interveniți, dacă se mai doresc explicații, o avem și pe doamna director economic de la Spitalul Județean. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Comisia Juridică. Dacă aveți intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 16 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 22/2007. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrarea Patrimoniului. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.
La punctul 17 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Seminarul Teologic Ortodox Benjamin Costache în vederea realizării unui proiect de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri cu 34 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 18 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Colegiul Național pentru Rareș, Piatra Neamț, Județul Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 19 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu mențiunea că în acordul de asociere s-au strecurat niște erori, au fost corectate și formă... În regulă. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. Cu 34 de voturi, hotărârea a fost adoptată. La punctul 20 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu orașul Bicaz în vederea realizării unui proiect de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 33, ca și domnul Pascariu. Cu 33 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 21 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind asocierea județului Neamț cu Federația Română de Volei în vederea realizării unui proiect de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Doamna președintă, aviz favorabil, dacă mi se îngăduiește și următorul comentariu. Vă rog. După importanta acțiune care s-a derulat la sfârșitul săptămânii trecute, Festivalul de Muzică Populară pentru Copii și Tinere, Florile Ceahlăului, care eu aș aprecia că a fost o reușită și o bună implicare a Consiliului Județean și așa mi se pare corect să facem când avem activități de interes interjudețean, național și chiar internațional, și de aceea apreciez că e necesar să ne implicăm foarte serios și la această manifestare, unde noi venim cu o sumă de ajun de importantă, 40.000 de lei, și chiar dumneavoastră ziceați că dacă am fi avut posibilități materiale de bănești, suma ar fi trebuit să fie mult mai consistentă, cum de altfel, deci pe lângă aceste lucruri bune pe care le face județul, am traversat și acea perioadă de criză și de supărare în județul nostru. Să mai menționăm că tot datorită intervenției foarte categorice hotărâte a Consiliului Județean, Societatea Comercială Proleibuzu a Consiliului Județean a achiziționat 12 mijloace de transport de ultimă generație, deși să mai tot încearcă să pună întrebări cât s-au licitat, cum s-a făcut caietul, s-a făcut după reguli care sunt la ora actuală în România. Important este că încercăm să ne implicăm și așa este bine să ne implicăm pentru județ, pentru că, corect spunea, și pot să zic numele domnul Chiovers, spre exemplu, că Piatra Neamț este oraș mort, județul nostru este oraș mort, zicem în ghilimele, pentru că, din punct de vedere economic, în afară de comerț, prestări servicii, aproape nu se întâmplă nimic. Și poate și din acest punct de vedere, cei care se vor găsi pe listele de candidați pentru Consiliul Județean, pentru președinte, pentru vicepreședinte, pentru primari, să se lupte să aducă județul la nivelul de dezvoltare economică, măcar cât a fost în 1989. Pentru că este mare păcat să depopulează Piatra Neamțul, să depopulează orașele, să depopulează comunele, oamenii nu-și găsesc loc de muncă, nu-și găsesc ce trebuie. Mulțumesc. Dacă tot ați pomenit o rugăminte de acțiunea reușită a Centrului Carmen Seculare,
Îl duc la cunoștință, stimați colegi și domnul Pușcaș, mai ales noastră postura de președinte al Comisiei Buget Finanțe, că astăzi bugetul sau la începutul anului bugetul centrului nostru a fost la 50% alocat față de cererea inițială și care nu depășește cu mult alocarea de anul trecut și vă rog să aveți în aceeași poziție la rectificarea bugetară, pentru că mai avem încă cel puțin 3 acțiuni de mare, mare interes pentru orașul Catania. Domnul vice, dar cred că nu s-a pus... dacă rectificarea va face până în luna iunie, sunt convins că doamna președintă, care și cu dumneavoastră care a fost în centrul manifestării și vă felicit, sincer vă spun, dacă nu primiți felicitările, evident, cu ambele mâini o să aprobăm. Pune pe este în regulă, dar nu s-a pus problema că... Am ajuns la diverse... Vă rog, da, aveți dreptate. Dar trebuia să fac precizare. Trebuia făcut această precizare, dar ținând cont că avem și diverse, discutăm toate aceste lucruri la diverse. Da? Cu permisiunea dumneavoastră trebuie să continuăm. Acum felicitările noastre Centrului pentru Cultură și Artă. Cantăm. Că așa am putea să discutăm, dacă este vorba tot de finanțare, avem și Federația Română de Handbal, care urmează un proiect pentru ședința următoare. Aveam de gând să spunem și aceste lucruri, dar le spunem la diverse, da? Comisia Cultură, Activități Sportive și de Agrement. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 22 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea costurilor medii anuale de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială și Familie. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul, se abține domnul Constantin. 33. Împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru și o abținere, hotărârea nu a fost... Nu votează domnul Constantin. Neexercitată. O neexercitare. Da. Hotărârea a fost adoptată. Nu v-ați anunțat, domnule consilier, înainte. Mulțumesc. La punctul 23 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale pentru anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială și Familie. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 24 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor medii anuale lunare de întreținere pentru persoanele adulte cu dizabilități pentru anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială și Familie. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Cu 33 și o neexercitare, tot așa, domnul Constantin. Cu 33 de voturi pentru și o neexercitare, hotărârea a fost adoptată. La punctul 25 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu mențiunea că suma de 238.000 este cuprinsă în lista unităților de cult cărora se acordă sprijin financiar aprobat în luna decembrie și banii se dau în anul 2016. Mulțumesc. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 26 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Pro-Democrația, Club Târgul Neamț, în vederea realizării unui acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Intervenții? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 27 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și a statutului de
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 28 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu mențiunea că, prin această modificare de organigramă, suma de 46.601 lei va fi asigurată de la Casa de Sănătate Neamț, iar suma de 13.680 va fi asigurată de către Ministerul Sănătății. Posturile din cadrul 1, postul 1. Doamna președinte, o scurtă intervenție. Înainte de a spune juridicul, da? O scurtă intervenție în legătură cu situația de la Consiliul Județean. Am avut o discuție cu managerul Consiliul Județean. De la spital, de la Spitalul Județean de Urgență. Am avut o discuție cu domnul manager, la care cred că a participat și doamna director economic. În acest moment, cheltuielile salariale în total buget au depășit procentul de 85%. S-a tras un semnal de alarmă. Managerul a propus ca să se blocheze orice concurs în acest moment. După ce vom avea o situație foarte clară, urmarea unui audit a situației financiare a spitalului. În același timp, vin cu o rugăminte. Atunci când pe buzele noastre va apare cuvântul magic rectificare, să avem în vedere și Spitalul Județean, să acordăm sumele necesare pentru cofinanțare, pentru cheltuielile de funcționare. În acest moment, situația nu permite în totalitate acoperirea tuturor cheltuielilor și probabil că în semestrul al doilea situația va fi un pic mai dificilă. Dar așa cum Consiliul Județean de fiecare dată a avut în vedere bunul mers al lucrurilor la Spitalul Județean, sunt convins că în Consiliul Județean se va găsi înțelegere și vom avea posibilitatea să suplimentăm bugetul acestei instituții. Mulțumesc, domnule consilier. Comisia Cultură, Sănătate. Comisia Juridică. Comisia Juridică, iar cu domnul Constantin, că iarăși s-a băgat peste ea. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Domnul consilier Vișan. Împotrivă? Abțineri? Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 29 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului Claudiu Pădure în funcția de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Neamț. Aici am un amendament. Având în vedere adresa primită de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice, numărul 538 din 2016, potrivit căreia salarizarea directorului Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor urmează să se stabilească prin contractul individual de muncă, drept pentru care eliminarea clasei de salarizare și a gradului de aferent funcției de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Neamț, urmând ca acesta să fie evidențiat în contractul individual de muncă al domnului Claudiu Pădure. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Dați-mi voie, nu am înțeles tot. Nu se face referire proiectul de hotărâre la asta. Salarizarea efectivă a domnului Pădure? Da. Conform contractului. Exact. Da. Întrebarea mea era următoarea. În proiectul de hotărâre și expunerea de motive am văzut doar clasa 78. Da. Da. Acolo s-a corectat între timp pentru că s-a greșit. Este 80 în loc de 78. Și de aceea s-a eliminat și am făcut acest amendament. Când se va încheia contractul în ziua de muncă, să cunoaștem și noi corect. Sigur, cu siguranță. Dar avem aici pe doamna director 80, cât e clasa 80? Al direcției de management. Vă rog, doamna. Este ordinea de 84/2010, salariul este de 4.100 de lei. Mulțumesc. La încheiere, Nu, elimina votul. Să votăm amendamentul. În primul rând trebuie să votăm amendamentul.
Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul pe care l-ați auzit? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, cu 34 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Împotrivă, abțineri, cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 30 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 34 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Epuizând toate punctele de pe ordinea de zi, suntem la diverse. La acest punct, în plus de ceea ce vroiam să mai punem pe ordinea de zi, pe parcursul la o lună și jumătate, am făcut toate demersurile pentru o documentație tehnico-economică aferente unui obiectiv de investiție de interes public județean. Respectiv, intersecția de la Girov, care comunică cu Dobrenii și Roznovu. Având în vedere, așa după cum aveți și la mapă această informare, nu am reușit să scoatem toate avizele. Vă propun o ședință extraordinară ca să putem să demarăm procedura pentru intersecția de la Girov, Căciulești, Dobreni și Roznov, care leagă. Și nu numai, mai este luat în calcul și intersecția care duce spre Hanul Ancuței, Girov Hanul Ancuței, și intersecția de la Izvoare și intersecția de la Hanul Ancuței, care este... Da, vreau să discutăm fiecare dacă putem să intervenim ca să nu ne suprapunem, da? Vă rog. Deci o să vă mai solicit o întâlnire, o ședință extraordinară pe data de 29 ca să putem să aprobăm acest proiect. Vă rog, domnule consilier. Este adevărat, acele locuri sunt semnalizate. O să încercăm să intervenim. Faci tot bine. Nu este semnalizat la ora 29. Ținând cont că intersecția de la Girov este, trebuie să intervenim imperios necesar, pentru că acolo s-au produs de-a lungul timpului o grămadă de accidente și așa după cum bine știți, s-au soldat cu pierderea de vieți omenești și așa mai departe. Avem toată documentația, este domnul director aici, domnul Conache. Da? Poate să intervină, vă rog domnule director să ne prezentați stadiul actual. Mai tare un puțin, dacă se poate. Intersecții de la drumul național de 500 cu drumul județean 156 al Girov. Suntem în fază de finalizare și a documentației de la intersecția de 500 cu 208 și celelalte două pe care le-a prezentat doamna. Noi avem inventarea că drumurile se care pe două județene și intersecții considerate a fi puncte periculoase. Bineînțeles că și în zona Romanului este una foarte mare așa și la chiar cum vedea un roman și o să avem în vedere așa cum a spus și doamna președinte, la intersecția pe drumul județean 156 cu 35 de la Girov, au fost înregistrate foarte multe accidente, în principal datorată neatenției. De ce?
Noi, prin modernizarea drumului județean, înlărgirea, supraînlărgirea și pista de biciclete, în momentul în care se circulă pe un drum care are ardura unui drum național, se pierde din vedere semnalizarea rutieră și îți dă impresia că ești pe un drum cu prioritate. Astea au fost majoritatea cazurilor, cauzele pentru care s-au registrat accidente cu pierdere de personal. Avem intersecția semnalizată conform normativelor în vigoare. A fost în atenția noastră din 2010, de când a fost modernizat drumul județean 156, dar se pare că trebuie luate și alte măsuri. Respectiv, găsirea descongestionarea intersecției prin realizarea unor benzi de accelerare, decelerare și filtrarea de posibilă intersecție în timp foarte scurt. Nu în ultimul rând aș aminti că prevența și intensitatea traficului a crescut foarte, foarte mult în această intersecție datorită modernizării atât a drumului județean 156, cât și a drumului județean 218. Valoarele de trafic o să le prezint într-o ședință ulterioară, pentru că în anul 2015 s-a realizat recensământul traficului pe toată rețeaua de drumuri județene. Este în regulă. Mulțumesc, domnule director. Dacă permiteți. Poftim. Nu se mai aude. Da? Domnul Bărache, vă rog să precizați că noi am avut diverse discuții și în ce hal se fură aceste semnalizatoare, de câte ori, câți bani ați cheltuit, de câte s-au pus și mai ales putem să facem referire și la ceea ce înseamnă semnalizarea sau la intrarea și la ieșirea din județ, toate panourile pe care am avut pentru județul Neamț. Este adevărat, este dar... Este un adevăr curând, dar trebuie să știe acum... și presa și lumea. Se fură în ultimul hal. Asta este adevăr. Dacă îmi permiteți cu aproximă ședință, cu fotografii în care o să vedeți și dumneavoastră cum o parte din tratează aceste eforturi pe care le facem pentru semnalizarea atât a rutieră, cât și a obiectivelor turistice din județul Neamț. După cum știți, în anii trecuți s-au realizat acele panouri de informare în care turistul venea și de pe rețeaua de drum, de unde intrarea județul Neamț era informat cu ceea ce putea să viziteze. Nu pot să spun mai mult decât și-au bătut joc efectiv de eforturile noastre. O să vă prezint cu trubesc, cu fotografii, tot ce s-a... Mulțumesc! Reînlocui, dar să știți că eforturile noastre sunt datorite. Îmi pare rău să spun lucrurile. Mulțumesc! Domnul... rog tehnicul să intervină puțin la acel microfon, se face microfonie și nu ne înțelegem. Cred că este mai bine să nu mai folosim microfoanele, da? Vă rog. Da, aici aș vrea să propun să facem o intrare, un panou care să spunea domnul Conache să limite și toate lucrurile turistice, chiar la intrare de Harghita, Neam și la ieșirea de Neam, și unde se crede, nu știu, nu începe. Deocamdată acolo nu știm exact care e limita. Exact. Chiar nu știe nimeni. Deci nu știm care e limita. A fost o întreagă poveste de 8 ani de zile. Nu se poate sta cu limita. Așa a fost panoul. Vă rog, domnul consilier. Poftiți, vă rog. În precedentele ședințe am solicitat să fie acord de asociere cu Federația Română de Hamă. Eu că domnul vicepreședinte aici de față, dacă Buzduganu pierd și-a spus că mă ocup personal, aștept să văd Buzduganu. Uitați că cât am dat, abia mai vorbesc, credeți că abia am voce. Da, să știți, chiar m-am luptat, da, de la Buzdugan. Da, da, da. Vă pot răspunde. 1, 2, ieri am discutat cu președintele, cu secretarul Federației Române de Hamar și mi-a comunicat că deja acest eveniment este prins în calendar, a se desfășura la Piața Neamțului. Ar fi rușinos pentru noi să nu fie la mapa noastră cu proxima ședință,
Dacă domnul vicepreședinte, și cu dumneavoastră a discutat ieri, nu a spus faptul ăsta, și ați promis că în luna aprilie va fi pe ordinea de zi. Suntem în martie. Aveți mare dreptate, domnule consilier, dar așa după cum am discutat și ieri, v-am promis, dar în momentul în care am acele documente care o să intru în posesia lor, cu siguranță vom promova acel proiect. În condițiile acestea, eu la această dată nu am documentul primit. Deci vă pot răspunde și da? V-am lămurit ieri, nici nu mă așteptam astăzi să interveniți pe acest subiect, pentru că știți foarte bine că dumneavoastră nu v-ați făcut tema până la capăt. Accept orice provocare și spuneți-mi de ce. Vreți să intrăm pe tehnic? Intrăm și pe nu, lăsăm așa, așteptăm să vină documentele și cu siguranță la următoarea ședință vom promova proiectul, da? Bun, mă opresc, poate că mă mănânc. Da, dacă se poate și fără ăla, ar fi mult mai bine. În regulă. Vreau să-mi fac o precizare că domnul consilier județean Cristian Cristian Tomuleț a primit răspunsul la interpelarea formulată de la ședința anterioară, da? Cu privire la extinderea și modernizarea infrastructurii de transport urban, a rețelei de linii de troleibuz. Vreau să adaug și aici. În primul rând, am văzut că patrimoniul județului, în sfârșit, după atâția ani, au devenit obiecte de inventar, ca să spun așa, și stâlpii și rețeaua firul contact, care până acum era trecut doar așa ca să figureze, dar acum am impresia că totul s-a dat o sumă în patrimoniul Consiliului de Țea. Probabil că dacă nu o să încerca să facă acest dar trebuie să recunoaștem că merită aprecierile noastre toți reprezentanții din AGA, de la troleibuzul, care ne fac cinste acolo la această societate, pentru că, într-adevăr, au făcut pași mari și faptul că, dacă dăm puțin timpul înapoi, mi-aducem aminte de 2012, când această societate era în prag de faliment. Și acum să ne gândim că ne-am înnoit cu aceste mașini care nu fac altceva decât vin în ajutorul cetățenilor din Piatra Neamț. Doamna președinte, bag seama că cine muncește este pedepsit, că de aia trebuie să-i diminuăm, că au rezultate bune acum. Da, vreau să dăm not de sobritate și să lăsăm ironiile un pic pentru altă dată și în alt cadru. Este în regulă. Legat de să-și mai adăuga, vă rog. Cei care au făcut acest răspuns trebuie să gândească la faptul că municipiul Piatra Neamț, chiar dacă este urbă, nu poate accesa fondurile europene pentru că toate troleibuzele, deci mijloacele de transport, firul de contact, stâlpii, sunt proprietatea Consiliului Județean. Ceea ce are municipiul Piatra Neamț și celelalte UAT-uri în proprietate este terenul de sub stâlp, care este concesionat. Știu că dumneavoastră aveți o prezentare în PowerPoint astăzi, dar cu permisiunea dumneavoastră o să vă rog să-i dăm cuvântul domnului. S-au înscris la cuvânt pentru diverse, da, domnul președinte. Prezentarea este legată de APASER. Da, dar după ce o să intervină domnul președinte a crescătorilor de animale de pe Valea Muntelui, da, domnul Cernat. Nu vreau să-i prinzăm spectrul. Încă două minute și mai mult. Vă rog. E bine că se va face, noi cu toți sperăm că se va face, dar vis-a-vis de cine e eligibil, că e Piatra Neamț sau Consiliul Județean, așteptăm ghidurile, nu ne putem pronunța acum. Dar aici vreau să adresez un singur lucru, pentru că e important, zic eu. Un actor important în această triadă, troleibuzul Piatra Neamț cu Consiliul Județean Neamț, este și municipiul Piatra Neamț. Și eu știu, și am în față și o adresă, pentru că dumneavoastră aveți o corespondență cu cei de la Piatra Neamț, există acolo o altă viziune. Poate în paralel sau poate diferit de extinderea rețea, se doresc a fi achiziționate turisme electrice, dar autobuze electrice cu autonomie care să excludă rețeaua fir contact și poate fi bine ca cât de repede când avem ghidurile în dezbatere să facem o întâlnire tehnică aplicată pe acest subiect
Piața Neamț, are altă viziune, Smart City, acele hub-uri electrice, pentru trolei sau autobuze, ce vor fi electrice, dar și pentru turismele care vor fi la populație într-un timp scurt. Poate știți, Paris are peste 5.000 de astfel de hub-uri. Trebuie să vedem și în viitor, nu știu, în 10 ani, în 15 ani, să nu facem o altă investiție. Deci e bine, atunci când apar hub-urile, să rediscutăm subiectul. Da, cred că este bine, indiferent cine va urma după ce noi o să ne încheiem mandatele, este bine să lăsăm ceva în urmă, este bine ca să fim deschiși la orice parteneriat, pentru că în situații de felul acesta, când este vorba de interes public județean, nu cred că trebuie să ținem cont de culoare politică. Dacă permiteți intervenția, doamnă președintă, achiziez la ceea ce spune domnul consilier, dar vreau să vă informez că acum 2 săptămâni Departamentul de Proiecte din cadrul Consiliului Județean, prin reprezentanta doamna Olimpia Adam, am purtat o discuție pe această temă cu domnul City Manager Pușcaș Bogdan, care a venit la noi și am căutat soluții vis-a-vis și de propunerea lor. Este un program mai larg, Smart City se numește, săptămâna trecută chiar a fost întâlnit la Iași, pentru amănunte vă stă la discuție doamna Adam, deci știm de aceste propuneri și... Da, ok. Așa, mulțumesc. Poftiți, domnul președinte Cernat, președintele crescătorilor de animale de pe Valea Muntelui. Cum vă place dumneavoastră să vă spunem? Văcar. Văcar. Domnul președinte... Mai tare puțin. Dacă e doamna, nu e nicio problemă. Da. Domnul președinte, domnul vicepreședinte, domnilor consilieri. În primăvară, când avem ocazia și noi văcarii să venim, nevoia ne-a împins să venim aici. Este președintele Galului Ceaflău, iar alături de mine mai sunt reprezentanții a 5 galuri. Galurile, după cum știți, s-au ocupat de implementarea proiectului 13 local. Noi să aducem circa 12,5 milioane de euro la nivel de zonă, din care s-au accesat peste 93 galuri și contractat. Până la 100%, nu-i din vina noastră la implementării, de beneficiarul s-a mai gândit să mai umple la un proiect. Și la firul îi l-a dat des. Dar eu sunt în primă, în templu marginea pe pastie, în care mulțumim și noi. Poftiți, domnul vicepreședinte. Da, doar câteva completări. Este adevărat că mai multe consilii județene au dat hotărâri prin care s-au asociat aceste ONG-uri. Parteneriat. Parteneriat. ONG-uri care cuprind, de fapt, comunele. Unele au 15, altele au 20. Numărul diferă de la gal la gal. În județele Neam, în județul Neam sunt 5 galuri la ora actuală. Nu știu dacă vor depune toate aceste 5 proiecte de dezvoltare pentru următoarea perioadă.
strategii de dezvoltare, mai bine spus. Interesant este că de un an de zile cei care au lucrat în gara, care sunt adevărat specialiști, pentru că și-au încheiat contractele în septembrie, oamenii ăștia sunt în șomaj. Asta am vrut să spun. E păcat să pierdem județul Neam, să pierdă acești specialiști care au adus în județul Neam 12-13 milioane de euro și cu siguranță că pe perioada următoare, alocarea fiind mult mai mare, se vor regăsi, probabil, se va regăsi o sumă mai mare, la modul 15-16 milioane de euro se aproximează. După calculul, 40% pe teritoriu, 40% pe populație și 20% pe strategie. Ok. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mult. 20 de milioane de euro la nivel de județ. Este clar că dumneavoastră puteți să veniți și cererea asta reprezentanții ai grupului de acțiune locală, puteți să veniți cu proiectele care s-au făcut. De fapt, toți primarii au beneficiat, comunile au beneficiat de aceste proiecte. Și aici aș enumera și de infrastructură, proiecte, drumuri, poduri, reabilitări de cămini culturale, grădinițe, primării și așa mai departe. Dar și partea privată, și este foarte important ca cei bani care se duc către privați, într-un fel sau altul, îi ajută pe cei din mediul rural să dezvolte acolo o afacere, ajută comunitatea tânără să rămână în mediul rural și să dezvolte și din punct de vedere economic. Deci... Mulțumim. Mulțumim. Luăm în calcul. O să... Inițiem un proiect de hotărâre, o să fie dezbateri și cu siguranță, cum au procedat celelalte județe din România, o să ne aliniem și noi, ca să venim în sprijinul acestor galuri. Mulțumim și noi. Mai este o înscriere la diverse, la acest punct, din partea a doi tineri voluntari care au reprezentat România în Nepal, Hai Ionuț. Îl cunoașteți, cred că, majoritatea dintre dumneavoastră, Ionuț, împreună cu colegul lui de la București, unde au o activitate destul de mare în ceea ce înseamnă voluntariatul. Și o să vă spună ei mai multe, dar trebuie apreciați pentru tot ceea ce fac, pentru că, așa după cum știți, Ionuț provine de la o casă de copii, de la un centru de acest fel și are o istorie frumoasă. Te rog, Ionuț! Și ajutarea victimilor afectate de cuvântul din Nepal. Prin urmare, noi vrem să mergem pe 28 aprilie 30 în Nepal pentru a dota cât de puțin spitalul unde eu am făcut voluntariat timp de 28 de zile. Acest spital a fost afectat de cutremur destul de grav, acum s-a repus pe picioare, iar noi vrem să predăm cursuri de prim ajutor copiilor și elevilor din școlile de acolo și să inițiem tot în sate, mai ales în sate, cursuri de prim ajutor, pentru că în sate igiena lipsește cu desăvârșire și se pierd vieți omenești din cauza lipsei de igienă. Noi, în calitate de asociație, am dorit să vă solicităm un mic ajutor în ceea ce privește transportul și postul de cazare și cană. Din bani, din bani, nu știu dacă se poate. Spune-le, domnilor consilier, cine ești tu, de unde vii, ce ai făcut, dar pe larg. Să-l susții ca să determinați pe domnii consilieri să vă aprobe proiectul vostru. Cei drept, acești doi tineri au venit, ne-au întrebat, i-am ajutat cu informații doar și dorința lor a fost aceea de a veni în fața dumneavoastră să vă ceară sprijinul. În a aproba proiectul care urmează să fie inițiat de noi.
De sumă nu putem vorbi, pentru că i-am rugat să-și facă un buget, îi ajută o firmă de contabilitate, nu știu, n-am intrat pe partea tehnică, dar cu siguranță le stăm la dispoziție, îi ajutăm ca să poată să facă acea solicitare și cu toate anexele în spate, ca să-l prezentăm acest proiect în fața dumneavoastră. Dacă vrei să ne spui de unde vii, unde ai fost, de la ce școală ai plecat spre București? Viața mea e așa mai încoasă. Am fost abandonat din un spital, de la la vârsta de 5 zile. Am mers într-o meargă în acasă de 3 zile. După care am mers și mai multe case de copii, Elena Doamna, din Dărmănești, și complexul este zice Elena Doamna și Alexandru Roșca. Am crescut aici, am lucrat, am învățat, am fost educat cât s-a putut. Am învățat ce a fost bun de la oameni și le mulțumesc. Iar pentru că am fost ajutat, niciodată nu am vrut să dau înapoi și am vrut să întind o mână celor aflați în nevoie, să-i ajutăm și să facem tot ceea ce putem. Înainte de toate să nu uit niciodată de unde am plecat, pentru că toți plecăm de undeva, ajungem la un anumit nivel și uneori în viață este bine să ne mai uităm și în spate de unde am plecat. Pentru că istoricul meu m-a făcut mai puternic, mai valoros pentru mine și țin să vă mulțumesc din suflet că mă ascultați, că am acest și am acest emoții, dar am vrut neapărat să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru susținerea și respectul dumneavoastră. Bineînțeles, când voi merge în Nepal, oriunde voi ajunge în această lume, numai în Nepal, aș vrea să ridic totuși steagul României și emblema orașului nostru, pentru că sunt mândru de orașul din orașul din care fac parte. Chiar și acum, când am terminat facultatea la București, am spus profesorul, niciodată nu voi uita de unde am plecat și tot timpul o să am ceva de spus în ceea ce privește orașul meu. Mulțumim, Ionuț! Într-adevăr, ești un exemplu pentru foarte mulți copii care provin din aceste centre. Felicitări! Și ai, te asigur de tot sprijinul nostru, al tuturor. Dragul meu, mulțumim. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, într-adevăr are dreptate, doamna președinte, că ești un exemplu. Eu știu că ai venit și anul trecut, nu? Și cred că și consilierii își amintesc, da, pe această experiență. Bravo, felicitări! Poți să extrapolați și la nivelul județului Neamț ceea ce faci tu, cu siguranță, și noi avem anumite deficiențe. Și dacă îmi permiteți, așa ca un spirit de glumă, pentru că suntem la finalul ședinței, dacă vei lua acea aparatură la spital, să nu uiți să întreb dacă au autorizație de construcție, să nu pățească managerul de acolo ce s-a întâmplat la noi. Da, da. Vreau să dau ceva. Chiar în momentul de față, noi am realizat un film documentar. Facem o campanie în acest sens în toate școlile din Piatra Neamț. Și prezentăm acel filmuleț în scop de prevenire și măsuri de prim ajutor în caz de cutremur. Am vrea pe viitor să încheiem o colaborare și cu ISU și cu ambulanță. Bine. Mulțumim. Mulțumim, Ionuț. Bun. Domnul consilier Tumuleț. Dacă au răbdare colegii mei, cam 10-15 minute a durat. Dar dacă vor să afle, pentru că azi am văzut și demisii de la Baser, am spus și în ședința de data trecută, că este o cumpă comună și nu au nicio vină nici colegii care sunt acum, nici consiliul de administrație, nici directorii care sunt acum în exercițiu. Și dacă îmi dați voie, am notat câteva idei care au dus la acest sistem de auto care este, cum spuneam, rezervat găuritor. În primul rând, Consiliul Județean din anii 90 92, dacă țineau minte bine, nu a făcut nicio investiție în distribuția apei. Mă refer la acele conducte care sunt domeniul public și sunt în proprietatea Consiliului Județean. Ele sunt concesionate la APASERV. Trec peste introducerea din anii 90. V-am spus câteva idei, dar trebuie să vedem ce a condus la acest sistem defectuos. În anii 90, postul GGCL, care a ca obiect de activitate distribuție,
Curții Apei, s-a divizat în 11 societăți, apoi iar s-au unit, nu mai știai unde și cum e, unde este distribuția de apă. Dar între anii 94-95 s-a executat uzina de apă de la Bâtca Doamne. Părerea mea, a fost o decizie politică greșită. Pentru că stația de captare de la Vaduri asigura până în anul 1990 1.800.000 de metri cubi pe lună. Putea duce municipiul Piatra Neamț, mă refer la consumatorii casnici, putea duce zona industrială a municipiului Piatra Neamț, ducea și să vinești atunci când lucrau aproape toate uzinele și fabricile care erau pe platformă atunci. Și ducea și comuna Săvinești, mă refer casnic. Această investiție s-a făcut fără să asigure sau să fie sigurată utilizării captării apei de la Bâtca Doamne. Ceea ce a condus la ceea ce s-a întâmplat acum două luni. Deci captarea de la Vaduri suporta întregul debit pentru toți consumatorii care sunt acum la Abasier, mă refer, care sunt legați de aceste două captări. Din ce cauză a ajuns sistemul? Așa. În primul rând, mi-am notat o idee. Unu, pierderea de apă de pe trasee. Cauza, conductele uzate, învechite și altele care au fost înlocuite pe tronsoane și care nu au fost dimensionate corect. Ele nu rezistă la o presiune mai mare decât cea care a fost suportată până acum. Lipsa, cauza a doua, lipsa unei hărți a sistemului de distribuție cu caracteristicile tehnice aplicate ca să știm presiunea la care rezistă, precum și poziționarea ei din punct de vedere geografic. A dus la pierderea din anii 1990 prin fluctuația din personal a condus la pierderea cunoștințelor privind poziționarea conductelor, pentru că ele erau în mintea angajaților de la IJGCV sau APASER mai departe. Și fiecare încerca să fie indispensabil, adică numai el să știe unde trece acea conductă, ca să nu poate fi dat afară. Iată o situație care ne-a dus la reparații, s-au executat reparații, s-au spart conducte pentru că nu se știa, conducte de gaz s-au spart, s-au rupt cabluri de tensiune și cabluri telefonice. O avarie care a fost, la care a intervenit personalul la APASERF, costa de 5, 6, 7 ori mai mult pentru că plăteau despăgubiri și acestor firme. Nici acum nu este realizată cartografierea decât în proporție de 30% în Piatra Neamț, în restul județului deloc. Rețineți lucrul ăsta. Mai mult s-au dezvoltat în anul 2002-2003 APASERF s-a desprins din Aqua Calor, s-a făcut o societate nouă și au trecut toate rețelele de apă de la unitățile administrative teritoriale la APASERF. Totul s-a făcut exact cum s-a făcut și referendumul pentru modificarea Constituției la Heiuc. N-a fost nimeni întrebat dacă acele sisteme de distribuție trebuia să rămână la fiecare primărie în Piatră, cum este în Piatra Neamț, sau Târgu Neamț, în parte să fie, sau să creeze acest mamut APASERF, care nu este un lucru rău pentru fonduri europene, puteau și unitățile teritoriale administrative să acceseze fondul în numele lor, o capacitate mai mare de distribuție, capacitățile de captare de apă să rămână la județ, să facă o firmă separată pentru captarea și distribuția la celălalt Mateu. Ceea ce vreau să vă spun, că în scurt timp, cât am fost în Consiliul de Administrație la APASERF, în perioada, dacă mi-am trez bine, 2010-2012, vreau să vă spun că nu m-a interesat numai ședințele, m-a interesat din punct de vedere de ce se poate, ce se poate la cu care mai
fapt, sunt două firme din Uniunea Europeană care fabrică aceste două. Una este în Suedia și una este în Italia. Împreună cu fostul și regretatul director tehnic, domnul Cușu Cristinel, m-am deplasat la cea din Italia, care se cheamă IDEI. Și unde am cules toate datele privind acestui georadar, care sunt de ultimă generație. Vreau să vă spun că, poate n-am voie, chiar la microfon, dar aceste două firme care v-am spus lucrează pentru NATO. Deci, marea majoritate, nu numai civil, marea majoritate a radurilor sunt făcute de aceste două firme. Da, deci așa. Acesta este o mașină. Adâncimea până la 9 metri. Deci poate detecta absolut orice sistem, orice utilitate. Deci orice conduct, orice cablu de tensiune, orice fir telefonic, indiferent de materialul din care este realizat, plastic, metal, vorbeam despre tuburi de beton. Această mașină a fost achiziționată de Apaser până, am impresia, în luna decembrie, prin aceste fonduri neutilizate la Uniunea Europeană. Treceți mai departe. Sunt